Salutare, prieteni, cu voi iarăși Moton Show și astăzi am privit răspunsul lui Epic Shorty. Vreau să-mi cer scuză de că l-am înjurat, dar asta a fost reacția mea. Reacția la ce că eu pur și simplu când am văzut, eu din greșeală am văzut live-ul ăla unde Epic Shorty mi-a raportat canalul, anume a raportat videoclipurile alea cu carduri false. Și i-a recomand la toți să facă același lucru. Asta a fost reacția la ceea ce am văzut eu. Eu nu am putut să tac, adică, man, da, eu sunt de acord că cardurile false sunt lucruri ilegale. Dar oricum, că eu nu am știut că oamenii, adică abonații aia care s-au abonat la el, o să se folosească, adică un abuz i-a făcut, i-a afectat, eu nu știu ce acolo, dar oricum, eu nici nu am avut de gând că unii abonați o să se folosească de Twitch Prime ca să se aboneze la alții. Nu, eu am făcut acest lucru doar pentru cei care au vrut să aibă un skin gratis pe Fortnite. Adică, cum gratis? Oricum, acolo este așa numit free trial pe Amazon Prime și oricum nu trebuie să-ți plătești nimic pentru a primi acest Twitch Prime. Dar despre asta o să vorbim mai târziu. Despre reacția mea care a fost în videoclipul trecut. Asta a fost, prieteni, reacția la ce că eu ne-am pierdut canalul meu de gaming. Un canal în care eu am muncit, am investit bani în tehnică și nu numai în tehnică, chiar și în jocuri. Doar în Fortnite a fost băgați, investiți de mine bani, peste 200 de euro pentru skin-uri, pentru toate chestiile alea cu Battle Pass și așa mai departe. Băgați bani în tehnica la PC, în periferice, despre asta eu nu vreau să vorbesc. Da, Epic Shorty spune că, man, tu ai un canal de 520.000 de abonați și chiar poți să-ți faci un alt nou canal și să faci o promovare pe canalul acest mare și timp de 5 secunde îți vin cei 21.000 de abonați. Man, Epic Shorty, poți să mă înțelegi că eu am vrut să fac un canal care nu o să aibă nicio paralelă cu canalul acesta general, adică canalul Motan Show. Am vrut să am un canal de gaming unde sunt oameni și copii, ce n-ar fi, să fie doar cei care iubesc gaming-ul. Cei de pe Motan Show sunt cei care privesc topuri, sketch-uri, eu nu știu, ceva legat de divertisment. Ăsta a fost un canal cu jocuri video. Ăsta eu nu am vrut să aibă nicio legătură aceste două canale. Toți deja mă știau ca Motanaș, cei care de pe Motan Show mă știau ca Motan Show. De asta. Și eu nu am vrut, deoarece chiar dacă să-mi fac o promovare, că am făcut o promovare și au venit vreo 3-4 mii de abonați. Dar din ei nu a fost niciun sens, deoarece ei nu priveau, ei nu vineau pe live. Man, ce sens să-ți faci promovări? Eu ne-am făcut odată, am văzut că nu este niciun sens, gata. Am incitat-o cu promovările astea. Am spus, eu pe canalul Motanaș o să-l ridic singur, adică pe nu știu cum voi spuneți, pe clickbait, pe asta, dar eu am jucat foarte mult Fortnite, până când m-am învățat să joc, până când la primele win-urile mele și așa mai departe. Hai să vorbim iarăși despre Twitch Prime. Cei care nu știu, eu am făcut aceste videouri cu fake card, deoarece foarte mulți dintre voi au fost copii care n-au până când carduri. Acest lucru cu Twitch Prime poți să faci și fără fake card, anume, poți să intri pe Amazon Prime să te înregistrezi cu cardul tău adevărat, după care îți conectezi contul de Twitch, adică primești Twitch Prime, mai departe intri iarăși pe Amazon Prime, îți ștergi cardul adevărat, te folosești de cele 14 zile free trial, cine știe când este free trial nu trebuie să achiziți, adică după ce se termină acest free trial, deja îți scot bani de pe card. Dar oricum, fake cardul pur și simplu era să folosești acest free trial. Cu cardul adevărat același lucru, pur și simplu intri înapoi pe Amazon Prime și îți ștergi acest card adevărat și tot oricum nu primești, adică cred că streamerul nu o să primească bani de pe abonatul ăla care s-a șters cardul de pe Amazon Prime. Se poate de făcut încă printr-o altă modalitate de a primi, poți să-ți faci în internet card virtual pe care tot îl introduci acolo în Amazon Prime, primești asta, îl ștergi sau îl lăși.
Da, nu Epic Shorty mi-a blocat canalul, dar anume Epic Shorty a raportat acest canal, a raportat nou canalul Dar Video, plus i-a recomandat la toți să facă același lucru. Eu am primit într-o zi 5 strike-uri, canalul a fost blocat. Hai, să primit eu doar un strike, știți, eu ștergeam toate videourile care sunt legate de Twitch Prime cu skin-uri gratis și așa mai departe. Dar eu am primit 5 strike-uri și mi-a blocat imediat canalul. Și eu nu cred, ia ca, uite Epic Shorty, dacă tu acum privești acest video, să fi făcut tu un canal de vlog, da? Haide să spunem, ai canal de gaming, vrei să-ți faci un canal de vlog și să fie adunat vreo 30-40 de mii de abonați, da? Și într-un moment ai făcut mai un lucru care nici nu ți-ai dat seama că, man, este ceva urât, adică ceva ilegal și cineva ți-a trimis un strike, adică ți-a blocat canalul. Și tu stai vreo săptămână și nu știi din ce cauză. După care ți-ai dat seama, ai văzut pe YouTube cum unul ți-a raportat unele videoclipuri, știi? Și i-a recomandat la alții. Tu, cum ai reacționat la acest video? Adică o să stai, ei, mi-a blocat, ok, asta. Eu așa sunt, știi, alții sunt așa. Nu, eu am reacționat serios, cum adevărat, o reacție adevărată a fost. Că eu foarte, foarte tare m-am supărat că am rămas fără canalul de gaming. Adică, man, eu nu am știut, eu serios, n-am știut că poți să te abonezi la alți streameri cu ajutorul acestui Twitch Prime. Eu, dacă nu sunt pe Twitch Prime, adică nu fac live-uri, nici nu știam de chestiile astea, adică toate chestiile astea legate despre Twitch Prime. Eu pur și simplu am arătat că poți să-ți primești, adică un skin gratis cu acest fake card și gata. Eu n-am știut că alții pot să folosească de acestea fake card-uri pentru a afecta pe cineva. Pe tine oricum nu te-a afectat, anume alții mi-au scris, adică și la comentarii, unde tu ai explicat că din cauza acestei metode, adică dacă se abonează foarte mulți oameni cu fake card-uri, tu îți strică ție sau nu știu, acolo colaboratul cu sau te lasă de parteneriatul de Twitch, anume PayPal, nu știu, legat de chestiile astea. Oricum, pe tine, Twitch nu sunt acei, sunt proști, cum tu ai spus, că YouTube-ul nu este cu ochii închiși, așa și aia de la Twitch nu sunt proști care stau cu ochii închiși și nu văd că la tine s-au abonat foarte mulți din diferite colțuri ale lumii, diferite colțuri a României, s-au abonat la tine pe canalul de Twitch. Așa că, oricum pe tine, anume, nu te afecta, adică nu-ți strica colaboratul cu Twitch. Tu pur și simplu te-ai afectat, anume că foarte mulți s-au folosit de metode ilegale pentru a se abona ție, ar fi cu Twitch Prime. Da? Te-a afectat anume asta de asta și te-ai lăsat de Twitch și ai revenit la YouTube. Și chiar dacă tu mi-ai blocat canalul meu, tu crezi, chiar atunci când mi-ai blocat canalul meu, erau sute de videouri, chiar pe YouTube-ul românesc, cum să primești acest Twitch Prime gratis. Erau metode. Metodele mele, deja când tu le-ai raportat, ele deja nu mai funcționau, deoarece Twitch-ul, tot cum ai spus, că nu sunt cu ochii închiși și foarte repede reacționează la toate chestiile astea cu fake card-uri. Așa că eu nu știu, asta a fost reacția mea adevărată în videoul trecut, ce am simțit eu când am pierdut un canal de 21.000 de abonați la care am muncit jumate de an, am investit o sumă mare de bani în el și după am rămas fără el.